Vreau să mai adaug doar că am fost surprins atunci când am citit prima dată acest manuscris, că tocmai prin expresia aceasta foarte frugală, foarte, știu eu, care pare foarte timidă, foarte concentrată, Cătălina, dincolo de faptul că creează o atmosferă, reușește să spună și o poveste. Reușește cumva să imprime un fir narrativ unei istorioare făcute pur și simplu din secvențe, unele dintre ele cinematografice.